Să calculăm tangent de x plus pi pe 3, știind că x are tangenta 1 pe 2. Vom folosi formula pentru tangenta sumei tangent de a plus b e tangent de a plus tangent de b pe 1 minus tangent de a ori tangent de b. Și atunci, tangent de x plus pi pe 3 e tangent de x plus tangent de pi pe 3, supra 1 minus tangent de x, ori tangent de pi pe 3, și cum tangent de pi pe 3 radical din 3, obținem că x plus pi 3 are tangenta 8 plus 5 radical din 3. Testul de simplu. Vă propun spre exersare să determinați măsura unghiului C într-un triunghi ABC, știind că tangenta lui A e 2 și tangenta lui B e 3. Puteți să opriți înregistrarea și să reveniți ulterior pentru a compara soluțiile. Vom porni de la scrierea lui C ca pi minus A plus B, ceea ce înseamnă că tangent de C fiind tangent de pi minus a plus b e minus tangent de a plus b. Și mai departe tangent de a plus b se înlocuiește cu tangent de a plus tangent de b supra 1 minus tangent de a ori tangent de b și în urma calculelor obținem că tangenta lui C e 1. Dar C are măsura între 0 și pi, mai precis cum tangenta e pozitivă între 0 și pi pe 2. Și atunci măsura lui C e arc tangent de 1, adică pi pe 4. Destul de simplu. Ca observație, măsura în grade lui C e de 45 de grade. Reținem formula pentru tangenta sumei și de asemenea pentru tangenta diferenței. Tangent de A minus B fiind tangenta A minus tangent de B supra 1 plus tangenta A tangent de B. Avem de asemenea formule asemănătoare pentru cotangentă.